le prezinți un Audi TTRS, dar nu unul stock, ci unul modificat destul de mult. Spune-ne, te rog, ce este modificat la această mașină? În mare parte, ce poți să ne spui? E vorba de TTRS generația a doua, da? Variantă care în configurația de bază vine cu o putere de 360 de cai putere. La măsurătoarea inițială pe Dyno, chiar varianta aceasta a dat undeva la 354 din cei 360 declarați. Da, 360 de cai, să le spunem celor care numesc, dintr-un motor de 2.5, nu? Este 2.5 cilindri în linie turbo. Mașina a trecut prin mai multe stadii de modificare, printre care prin un simplu soft în prima fază, care a dus puterea undeva la 429 de cai, urmând ulterior un setup stage 2, iar ulterior un stage 3. La stage 3 mașina nu a fost măsurată pe dyno la momentul respectiv, însă ca performanță a avut undeva un timp de 11.1 pe 0.400 pe 400 de metri, măsurați la Tulcea. Wow. Cu o plecare nu foarte agresivă, protejând puțin partea de transmisie, pe plecare nu am insistat foarte mult pe aspectul ăsta la momentul respectiv. Chiar asta vreau să te întreb, ținând cont că mașina este cutie automată, nu o limitează mult? Nu, mașina chiar în setup-ul pe care l-am estimat noi undeva la 520 de cai a mers chiar atunci și cu softul stock al DSG-ului. De-abia acum la setup-ul de stage 4, la care am schimbat mai multe aspecte în configurația mașinii, e vorba de altă turbină, altă pompă de benzină, pistoane, piele, bineînțeles, ca să facă față cu noile performanțe pe care le-am dorit. Da, mai ales că mașina este folosită pe șosea. E o mașină pe care se folosește preponderent pe șosea, nu e gândită ca mașină de circuit, e o mașină mai mult decât rapidă pentru utilizare zilnică. Chiar turbina pe care am instalat-o pe mașină e mai mult decât poate să ducă în momentul de față sistemul de alimentare. Targetul nostru este să ne apropiem undeva de 700 de cai în configurația de față. În momentul de față, estimarea noastră pe presiunea pe care rulează ar fi undeva de 650, cam acolo din calcul ar trebui să fim în zona asta. Apropo de, ai spus de sistemul de alimentare, am fost atent. Mașina are pompă auxiliară, nu? Nu, mașina este pe sistemul de alimentare original, doar puțin upgradat, cu injectoarele în altă presiune, nu avem sistem suplimentar sau adițional de injecție. Am înțeles. Oh. Spune-ne, te rog, ce este acest EcoBoost? Este un boost controller electronic care ne permite să avem mai multe nivele de putere. Adică să setezi hărți. Mai multe hărți disponibile. În varianta de față, acum ne-am oprit la 3. Nu avem posibilitatea să reglăm între 1 și 6 hărți pe mașină, în funcție de nivelul de putere. Am înțeles că mașina are ceva la, cum te-am înțeles eu, sper să nu greșesc, o chestie la turbină unică, nu? N-aș putea să zic unică, dar ne-am ambiționat la momentul respectiv să punem o turbină foarte mare și suntem printre puținii nebuni la nivel mondial care am montat o turbină de genul ăsta. Și prietenii noștri de la RB Auto au muncit câteva luni de zile și au făcut niște eforturi foarte mari ca să-i facă loc unei astfel de turbine pe configurația mașinii. Da, asta e cel mai greu lucru. Da, pentru că spațiul este o problemă. Vorbim de o turbină de la BorgWarner, e vorba de un FR 8374, care nu este o turbină compactă, însă am vrut să facem setup-ul pe turbina respectivă, datorită faptului că e o turbină foarte responsivă, pentru faptul că e o mașină care se folosește preponderent. Mașina merge cu benzină normală? Benzină de pompă, benzină de stradă. Noi acum, dacă o dăm pe sport, mașina se comportă puțin altfel? Pe sport e mai responsivă, dacă pot să zic așa, pentru că în modul sport eliberează o altă zonă de cuplu. Putem să o dăm puțin pe sport? Da, aici o să vezi deja durație puțin mai ridicată. Da. Și putem să o controlăm de la padele, nu? Da, poți să dai și din padele și atunci poți să vezi exact. Deci, se aude. Exact ce spuneam mai devreme. Foarte clar. Mașina asta e criminală. Pognește.
serie, în sensul în care am dorit o turbină care să aibă o antrenare foarte rapidă. Nu suntem adepții turbinelor care să genereze un lag imens și care să limiteze plaja de putere foarte mult. Am vrut o plajă de putere destul de largă și în setup-ul respectiv, cu o turbină atât de mare, am păsat climatronicul. Da, am văzut, deci mașina este, n-a scos absolut nimic de pe ea. Inclusiv mă uitam în spate, mă așteptam să găsesc un jumătate de roche și ceva. Nu. Acum să încerc să fiu, locurile din spate, chiar și în configurația de serie, nu sunt ele foarte spațioase. Da, da, da. Nu prea exact. Ne bazăm pe, pe locurile din spate și nici nu avea rost să, să renunțăm la, la banchete. Cred că e adevărat distracție să te plin cu mașina, să se zic. Da, chiar e. Urmează puțin și acum poți să accelerezi mai tare acum. Vai de cap! Asta este tarea mică, asta e, nu știu să zic, cât ar trebui să fie din punct de vedere al puterii. Ceva mai mult, dar voi de capul meu. Nu ne-am propus să batem recorduri. Important e să scuză-mă. Vai de capul meu. Cu mașina asta merge zi de zi? Da, se merge zi de zi cu mașina. Mamă, de sunetul și cum. Da, sunetul e foarte interesant și seamănă foarte mult cu modelele care au făcut istorie pentru, pentru Audi. Celebrele motoare de capul meu. De 2.2 în 5 cilindri. Foi, deci când intră turbo, e modificat la ea. Are întărită toată, nu? E o cutie stock care are doar un soft cu mici modificări. Practic este vorba de niște limitări de cuplu ridicate mai sus. E vorba de altă presiune în blocul de valve și limita de turație ridicată undeva la, la 7500 de ture în momentul de față. Am înțeles. Deci o cutie care, la care nu s-a intervenit din punct de vedere mecanic deloc. Frânele sunt modificate? Frânele sunt cele standard, doar în momentul de față am mers pe niște plăcuțe mai eficiente pentru a face față. Sunt de la bere, da? Nu, frânele sunt, etrierele sunt, sunt Brembo. Da. Iar plăcuțele în momentul de față am mers pe niște EBC Yellow Staff. Pe viitor vom merge pe ceva mai agresiv. Și pe cauciucurile sunt Toyo. Toyo. Fibule. Avem rope de stradă, nu mergem pe semislicuri. Se merge pe iarnă, pe iarna, se merge pe ploaie, se merge... Deci acum am bate inima. Ce vai de capul meu, e mașina asta. Da, să mai jos, să ți niște 6, frânează. Consit au din tot din 2, să vezi. Da, să nu ți accelerate că pornește că face așa. De încă o dată. Acum poți să dai pe pe normal. E normal, tu las așa. Dă-i tu normal. Accelerează, de, tal. Felicitări că ați reușit să faceți o mașină ca asta. Pentru noi e important că vai de capul meu. Iau. Am obținut ceea ce ne-am propus. Acum evacuarea cred că e încinsă la maxim. Da. Ce evacuare ați optat? Este o evacuare făcută custom. Custom, nu? E făcută custom. Vai de capul meu. Toată mașina este făcută în colaborare cu?
vedere tehnic, partea de, de mecanică, de conversie la noul kit turbo e făcut de RB Auto. Softul, atât DSG cât și motor, e făcut pe, de Atim Performance. Motul de față fiind într-un setup de Stage 4. Îți mulțumesc frumos încă o dată. Plăcere. Că ne-a prestat bijuteria asta de mașină. Cu alte ocazii și cu alte mașini. Mulțumim. Până data viitoare, vă spunem la revedere.